Nefiind o comună mare și noi având un buget atât de mare, nu ne permiteam să ne întindem la toate, că nevoi sunt multe. Dar ne-am axat exact pe ceea ce ne-a durut mai tare. Da, avem nevoie de multe. Mulți oameni mi-au cerut să încercăm să demarăm un proiect pentru o capelă. Este nevoie. Sunt patru localități care aparțin de Moravița, adică Moravița și încă trei. Da, dar am zis, hai să mai lăsăm puțin, nu mult, dar clar că în viitor va trebui să facem și acest lucru. Avem multe, deci nu vă dau exemplu, nu avem o casă de cultură. Deci avem trei case de culturi, dar într-o stare avansată de degradare, adică nu mai putem face absolut nimic. Dacă spus nimic, nu, nici nu putem intra în ele. Avem un proiect depus, dar nu vreau să zic că am finanțare încă. Este un proiect, este actualizat, este făcut la standardele, ceea ce n-am văzut încă în zonă, vă spun sincer, ca și proiect. Avem randările la el, dar ne-am propus ca începând din 2024 spre toamnă 2025 să demarăm cât mai galopant cu el, să vedem dacă putem obține finanțare.